Poliția locală poate amenda de azi înainte trotinetiștii. Președintele Claus Iohannis a promulgat miercuri legea potrivit căreia poliția locală poate acorda sancțiuni usturătoare conducătorilor de trotinete electrice pentru încălcarea normelor rutiere. De acum, polițiștii locali pot să constate contravenții și să aplice sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede, trotinete electrice și vehicule cu tracțiune animală. Practic, prin legea semnată miercuri de Claus Iohannis, sunt extinse atribuțiile pe care le are poliția locală. Totodată, de anul viitor, sunt propuse o serie de reglementări pentru cei care conduc biciclete sau trotinete electrice. Pentru a ieși pe drumurile publice, aceștia trebuie să aibă minim 16 Ani. Și în aceste situații, poliția locală va putea aplica sancțiuni. În cazul trotinetelor electrice în regim de self-service, în aplicație se va introduce un chestionar obligatoriu pentru cei care le închiriază.